Bine v-am găsit, dragi prieteni, începem cu toamna, bineînțeles, pentru că am văzut asta și la alte posturi de televiziune care sunt mai importante decât noi. Câtă bucurie au în ochi realizatorii, prezentatorii și, în general, toți cei care se ocupă cu derularea programelor atunci când vorbesc despre vreme. Este subiectul preferat al românilor, că acolo, într-adevăr, nu trebuie să te pricepi la nimic. Așa că începem și noi cu toamna, dar mai întâi toamna festivalului George Enescu sau festivalul Rasputin sau, nu știu, că tot a murit Florența Mihai. Un fel de Roland Garros al Moldovei este această Sfânta Parascheva. Adică, pentru noi este ceva, hai să spunem, echivalent așa în Europa, că nu vine în minte decât să sălăie ăștia împuțiți, un fel de Oktoberfest de-a lor. Da? Deci cam la nivelul ăsta este pentru noi Sfânta Parascheva, ceva de netrecut cu vederea, dar de neiertat, de nescrijelit în calendar. Adică este până la urmă o paradă a prostului gust și a primitivismului de care nu scăpăm nicicum. Nu s-a murit în acest an la Sfânta Parascheva, am văzut că a ieșit și soarele un pic în curte acolo. Vedete, sigur, vedetuțe, personaje de calibru, cu toții să înghesuie în această sferă, pentru că este musai să particip. Mai puțin oamenii numărul 1 și 2 în stat, care, nevăzând la orizont nimic electoral, au refuzat anul ăsta să participe. Victor Ponta, care făcea pe dracu în 4 ani trecuți să fie acolo, să mângâie și el niște oscioare și să mănânce bine pe săturate după, a refuzat invitația. Klaus Iohannis, președintele decorativ al României, nu s-a înființat nici el la Iași. Deci ar fi putut să vină într-un palton de la imens, într-adevăr, de tip Kim Ir-sen, așa. Cu paltoane de genul ăsta umblă Klaus Iohannis. N-are o scamă paltonul. Este de la înalt, așa, aproape lugubru. Se prezintă că și el, fiind foarte înalt, zici că-i tras direct pe un arbore, așa. E făcut, n-are, ați văzut, nicio denivelare, nicio cută. N-am mai văzut așa ceva decât la paradele dictatorilor din Orientul Depărtat. Bun, da, ca să ne întoarcem, 12 ore au așteptat pelerinii noaptea trecută ca să pună mâna pe moaște. Marea problemă era aia cu ziua de post. Miercuri, zi de post, adică astăzi, sărmăluțe mai puține decât anii trecuți, că știți cum e. Nu te lua niciodată după ce spune popa, ajunge la toată lumea. Spunea cu o voce de asta argăsită de un pic de whisky unul dintre cei care trebăluia pe acolo. Nici vorbă. Nici vorbă. Absolut nici vorbă. Erau pregătite 70.000 de sarmale, dragi prieteni, ce rușine, la aproape 210.000 de pelerini. Am mai rotunjit-o noi că se spune că erau în jur de 200.000. Dacă erau 210, că 21 se împarte la 7. Deci vă dați seama, cifrele sunt absolut aberante. Da? Asta înseamnă că, pe scurt, au fost foarte mulți care n-au simțit decât mirosul. S-a glojdit, sigur, dar n-a ajuns la toată lumea. Ceea ce este o dramă, pentru că, în general, românul pentru asta merge. Haideți să notăm câteva personalități care au ajuns acolo. Un alt preasfințitul Teofan, bineînțeles, în calitate de anfitrion, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Casa Regală, prin Principesa Margareta, Principele Radu, Gigi Becali, Ministrul Culturii din Republica Moldova, Monica Babuc, și, sigur, câteva personalități locale, să le spunem, Mihai Chirica, primarul Ieșilor, și, desigur, Gheorghe Nichita, care a venit la agățat. În Moldova merge să agăți și cu miros de sarmale în gură. Președintele suspendat al Consiliului Județean era acolo. Cristiana Domniței, acuzat și el de corupție, da? Ca și Gheorghe Nichita, așadar amândoi bine situați. Și probabil că au mai schimbat câteva impresii în această perioadă de restriște, altfel că, iată, pentru prima dată când ni se semnalează așa ceva, să nu fie sarmale pentru toată lumea la Sfintele Moaște. Bun, Dumnezeu a coborât într-un sat bistrițean, iată că până la urmă trebuia să se întâmple odată și odată și la Bistrița o minune. Cel puțin localnicii din localitatea Târpiu, așa cred, după ce un
Ins, în vârstă de 73 de ani, chiar în ziua în care am plinit 73 de ani, un creștin din Târpiu a descoperit o cruce într-un butuc, adică într-un lemn, într-o buturugă pe care voia să o spargă pentru a face foc. Evident că nici aia n-aveau căldură, de fapt în Bistrița nu se pune problema, nu vorbesc de radet. Aia acolo e căldura de la urs, căldura de la laba ursului este căldura pe care ți-o dă ușa care se închide și se deschide, ei așa au trăit dintotdeauna. Descoperirea însă se pare că este epocală și dacă n-a făcut încă în conjurul lumii, cu siguranță o va face. Localnicii sunt înmărmuriți, s-a întâmplat într-o zi de 13, omul nu era plecat la Sfânta Parascheva. Ieri s-a întâmplat, nu era plecat, probabil că Dumnezeul ținuse în Bistrița Năsăud, pentru că exact în ziua în care a făcut 73 de ani, în loc să-și taie mâinile, cum ar fi fost firesc, că noi astfel de știri avem, a vrut să crape un butuc și și-a tăiat ambele mâini și a ajuns de urgență. Sigur, i-au sunat la 112 direct din pădure, că sunt telefoane peste tot amplasate în copaci. Este ca în resorturile de lux din Zanzibar, așa e și la noi. Deci în orice pădure din România găsești un telefon să anunți dacă vrei o pizza, dacă vrei un sandwich, dacă vrei niște curmale, dacă vrei un foie gras. Și sigur, ei au sunat imediat. Cine ăia? Veverițoii, căpriorii, mierlele au sunat imediat la 112, l-a salvat pe om, în fine. Asta era știrea. E bine, de data asta nu. Când să crape butucul ăla, dar să-l facă muci, da? Așa vrea să-i dea în cap, a văzut o cruce. Nu e de la om, a spus el. De-abia așteaptă oamenii să fie ceva de la Dumnezeu. Păi l-aș anunța pe Ioan Măluțan, că așa îl cheamă, 73 de ani, om în etate, că puține lucruri au făcut oamenii pe pământ. Cam toate sunt de la extraterestri, sau mă rog, de la Dumnezeu, cum îi spun ei în Bistrița, că dacă vorbești de extraterestri, zici că vorbești de vechea securitate. Preotul din sat, popa, așadar, Gheorghe Rus, crede că pe Măluțan ăsta l-a recompensat Dumnezeu. Pentru că ăsta cânta în biserică de 25 de ani. Deci era unul dintre fidelii absoluți, un vieux de la vieille, cum ar spune francezii, adică omul al casei, da, care asta făcea. Dintr-o dată, casa bărbatului, care era practic un bordei, s-a transformat într-un loc de pelerinaj. Cu însătenii vizitându-l pentru a vedea minunea, aș fac mii de cruci, vă dați seama, a uitat de Sfânta Parascheva, dacă cumva le trecuse pragul, măcar în imaginație, vreodată. Începând de duminică, cele două bucăți de lemn, despre care noi știam că Geppetto făcuse o păpușă, ei bine, nu, vor fi mutate în biserica din sat, pentru ca toți credincioșii să vină și să se închine, să se închine la propriu de data asta, pentru prima dată în acest sat bistrițean, până acum toți se închineau la figurat acolo, și se făcea rău numai când vedeai cum trăiesc. Ei bine, moaștele Sfintei Parascheva, dacă vor fi la Ananghie la un moment dat vreo grevă, ce știu eu, a mâncătorilor de sarmale, ar putea să se mute așadar în Bistrița Năsăud. E, mi se pare, o acțiune de caritate de care suntem capabili. Suntem capabili și cu siguranță vom mai auzi despre acești sănătoși la cap din comuna bistrițeană Târpiu. Fenomenal. Unde iarna vine prin luna mai. Acolo cam atâta ține vara. Aprilie. După care vine iarna. De prin mai deja încep să faci rezerve de lemn. Car lemnul, dar îl duci înăuntru, îl scoți, îl tai, iar îl scoți. Păi îl bagi înapoi. Sunt multe lucruri de făcut cu lemnul ăsta. Și iată până în ziua în care a vrut să-l pleznească măduva capului chiar pe Dumnezeu. S-a oprit omul în ultima clipă, l-a văzut crucea aia și a zis, aoleu, ăsta nu-i lucru curat. Bun, vorbim tot despre iarnă, dar în partea cealaltă a țării, în Vaslui, unde din zel, din prea mult zel, s-a ajuns până la urmă, ăsta bănuiesc că e un cuvânt de origine dacică. Ne spună Ghiță Funar, zelul nu este german, așa cum ar părea, da? Sau anglosaxon, este un cuvânt de origine dacică, care de data asta este importat în județul Vaslui. Din prea multă râvnă, să-i spunem așa, locuitorii unei comune vasluiene, a mai multor comune din Vaslui, că s-au îmbolnăvit mai mulți, e vorba de conducerea social-democrată în ansamblu a județului Vaslui, la 10 grade, fără calorifer, doar cu
caloriferul decupat din broșuri, din pliante, ca la mănăstire mai devreme, au răcit strașnic, degeaba au luat piramidoane și ce antiseptici ori mai fi luat cu pumnii și rețetele lor băbești tradiționale, că instalația de încălzire nefuncționând, clădirea în care s-a votat abitir pentru Liviu Dragnea s-a transformat într-un ghețar. Oamenii au plecat acasă, erau bucăți de gheață la 10 gradele, dârdâiau practic și izmenele pe ei. Ei bine, în astfel de condiții, președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, care trăiește, a declarat în fața jurnaliștilor că cu greu s-au abținut membrii comisiei să nu consume substanțe de un anumit tip. Adică totuși e vorba de oțet, de ulei, sunt într-adevăr substanțe, cum le spune el, astea sunt oțetul și uleiul, niște substanțe, aduse în general din altă parte a țării, dar și din Vaslui, au ulei de rapiță în Vaslui, să știți, trebuincioase în cazul unor astfel de evenimente. Au rămas cu uleiul, să mă ierte Dumnezeu, au rămas cu uleiul de la referendum. Deci ei aveau ulei de la ziua în care Traian Băsescu trebuia să se retragă din politică definitiv. Le-a rămas uleiul de atunci. Și asta e, s-au obținut cu greu în astfel de condiții, bei orice, mă. Bei orice din cauza frigului. Dar să știți că se poate muri și după ce se alege președintele PSD. Moartea, până la urmă, mai întârzie uneori. Întârzie după ghebe. Întârzie, mai culege niște floricele, cum făcea Scufița Roșie. Și se întoarce mai târziu, să știți. Iarna e lungă. E lungă. Dar, în orice caz, Liviu Dragnea s-a ales. Asta e cel mai important. În timp ce toată țara vorbea despre respingerea în Senat a legii de înființare a Agenției de Recuperare a Prejudiciilor din Infracțiuni, adică să le ia nătărăilor banii, o altă lege a trecut practic pe neobservate, doar noi și cu Eugen Tomac am observat-o. Este vorba de legea care desemnează Ziua Limbii Maghiare, e un proiect, finalmente, că sună mai bine, pe data de 13 noiembrie s-a adoptat. Avem Ziua Limbii Maghiare. Pică bine, 13 noiembrie. La această dată vor fi prezentate valorile minorității maghiare, tradițiile și obiceiurile ungurești. Se poate mânca. Poate mânca un gulaș. Inițiativa parlamentarilor UDMR a fost adoptată cu 264 de voturi pentru, 19 abțineri și 10 voturi împotrivă. Singurii care au votat ferm contra au fost cei de la PMP. Am așa și să Traian Băsescu taie și spânzură în toate direcțiile, probabil că a comandat și acest vot împotriva UDMR. Camera era fort decizională, așa că lucrurile sunt deja pecetuite. Mai trebuie doar aprobarea președintelui decorativ Klaus Iohannis. USL împreună cu UDMR, cităm acum de pe Facebook-ul deputatului Eugen Tomac, ăla cum suna Udrea și cum suna Tomac, ăla e, au votat ieri instituirea Zilei Limbii Maghiare în România. Asta în condițiile în care românii din Ungaria sunt nevoiți să lupte în fiecare zi pentru a-și păstra identitatea românească. Singura publicație în limba română din Ungaria, Foaia Românească, nu mai este finanțată de guvernul maghiar și nici de cel de la București. În semn de solidaritate cu situația delicată a acestor români din imediata noastră vecinătate, scrie Tomac, am votat împotriva acestei inițiative legislative. Îi respect pe etnicii maghiari din România, însă nu pot să închid ochii atunci când statul ungar nu îi respectă pe români. Mai rău este că nici guvernul de la București nu aude. Auzim noi, domnul Tomac, de asta am și preluat această știre, auzim. Să știți că pe mine nu mă deranjează că există o zi a limbii maghiare în România. Mi se pare o chestiune corectă, normală. Nu este nimic de combătut aici. Sigur că n-ar trebui ca lucrurile să degenereze. N-ar trebui să vină iarăși imperialiștii de la Budapesta. Ungaria nu merită nimic la nivel european. Noi nu-i datorăm absolut nimic. N-avem politețuri și amabilități de schimbat cu această țară. Dar etnicii maghiari din România au dreptul la acest lucru. De ce nu? Ei, niciodată nimeni nu le-a interzis să vorbească de altfel în România în limba maghiară. O făceau pe vremea lui Ceaușescu. Și sunt cel mai bine plasat ca să vorbesc despre asta cu intrările speciale pentru români și pentru maghiari în clasele primare ale școlilor centralizate din România în epoca Ceaușescu. Românii intrau printr-o poartă, maghiarii printr-o alta.
Deci totul era destul de clar delimitat, clasele maghiare erau în dreapta școlii, cele românești în stânga, da? Foarte clar era. Nu exista o barieră între ele, dar fiecare știa după câteva zile de frecventare a școlii care sunt clasele maghiare, care sunt clasele românești. Românii se băteau cu bulgări cu maghiarii, maghiarii se băteau cu pietre cu românii, la fotbal românii jucau împotriva maghiarilor. Uite, apropo, Ungaria a ratat aseară indirect în 89 la Konya, în Turcia, calificarea la campionatul european din Franța de anul viitor. Îi salutăm pe etnicii maghiari care au mai luat-o, au mai înghițit o gălușcă cu ocazia asta. Ungaria n-a mai fost la campionatul european de fotbal, dragi prieteni și dragi decizători maghiari din UDMR, după cum știți, din 1972. N-a mai jucat Ungaria la un campionat european de fotbal. Pe vremea aia, 4 echipe participau. Astăzi participă 24. E bine, Ungaria nu s-a mai calificat niciodată de 44 de ani. Se vor face la anul în vară. Așa că stați bine și la capitolul ăsta. Dar în rest, încă o dată, dacă lucrurile nu vor degenera, nu se vor cânta cântece tradiționale ungurești de alea defăimătoare la adresa României, da? Dacă nu vor veni, spuneam, bolșevicii de la Budapesta care să spună lucruri odioase despre poporul român și despre guvernul României și despre înalții politicieni și prelați români, totul ar trebui să decurgă absolut normal. Aia e altă poveste, că în Ungaria ungurii nu ne înghit absolut deloc și că nu ne oferă nici cele mai banale condiții, dar nici cele mai elementare condiții. Asta e altă treabă, asta este vina politicii românești, așa cum nici românii din diaspora nu pot vota în propria lor țară sau pentru propriul viitor. E bine, nici așa, iată, guvernul României n-a fost niciodată interesat față de românii care trăiesc acolo. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem să le demonstrăm maghiarilor de pretutindeni că în România aceste lucruri sunt respectate. Că asta trebuie să respecti. N-ai cum să interzici unui cetățean să vorbească pe lumea asta oriunde s-ar afla în limba lui. Că se întâmplă la Odoreiu Secuiesc și că românii nu pot vorbi acolo în românește, asta nu e problema României, e problema maghiarilor. Ei așa sunt construiți. Ei asta știu să facă. Asta știu să facă. Exact așa cum vorbeam atunci când se întâmplau atentatele alea odioase în centrul Europei și capitala, adevărata capitala Europei, cu musulmanii. Da? În altă ordine de idei, sigur, dar păstrând oarecum contururile esențiale, așa fac ei. Da? Fiecare popor, fiecare nație are specificul ei. Ei așa sunt. Și au demonstrat-o de data asta, nu față de România, că acolo zice lumea că suntem subiectivi. Au demonstrat acest lucru în fața Europei. Au fost rușinea continentului cu această ocazie, cu sârma ghimpată, că nu există altă țară. S-a făcut așa ceva de la Hitler încoace. Există. Și nimeni n-a ridicat niciodată sârmă ghimpată la frontieră, mai ales cu partenerii din Uniunea Europeană, cum s-a întâmplat în cazul lor. Croația, de exemplu, este partener UE pentru Ungaria. Ok, ajungem de la această problemă veșnic actuală a etnicilor români și maghiari la comisarul șef al capitalei Roberto Ababei, sare nume etiopian și totuși este român, se pare, unul dintre adjuncții șefului poliției capitalei, care, iată, a fost adus la Direcția Națională Anticorupție, fiind suspectat de trafic de influență la 10.000 de euro. Adică cât lua Sorin Oprescu să se bărbierească într-o dimineață? E adevărat că el mulțumea. Probabil că își impusese acest principiu. Totdeauna am detestat la oameni lucrurile astea pe care ei le adaugă la conținut. Că se vede de la o poștă. Când încerci să-ți impui ceva, tu nu ești tu. Dar încerci să adaugi ceva care nu ți se potrivește. E ca și cum eu mi-aș lua acum încă o mână și mi-aș pune aici, una albastră așa, care ar ieși așa și ar sta aici, s-ar bălângăni mâna respectivă. Sau mi-aș pune, nu știu, un triunghi să-mi iasă de aici, așa mare, așa în relief. Ei, așa e și cu principiile unor oameni. Deși era un odios și un măgar, evident, Sorin Oprescu mulțumea în momentul în care primea șpaga. Categoric el nu gândea în sensul ăsta și nu aducea nicio mulțumire în fapt. Dar mulțumea formal și impusese acest lucru, tocmai ca să bracu știe exact care era ideea, față de cine, dar asta era
Ideea, toată lumea spune că și dacă îi aduceai un leu șpagă, el zicea mulțumesc. Bun, nu știu dacă Roberto Ababei, etiopianul ăsta, a mulțumit pentru cei 10.000 de euro, dar în orice caz, când ești la poliția capitalei, practic la vârful poliției capitalei, poți să furi și mai mult. Așa, potrivit unor surse judiciare, ofițerul ar fi promis unor administratori de firmă, erau controlați, evident, de colegii săi, că va interveni la poliția economică în favoarea lor. Adică mă luai pe mine pe partea economică, da? Eu toată viața mea vreau să-i dau lui Hristos, da? Toată viața mea, Hristos! Ăsta probabil că era mai puțin interesat de Hristos și interesat numai partea economică. Ababei, un sărântoc, potrivit declarației de avere, el nu deține practic nimic, adică nu există un român mai sărac decât el. Un Audi A6, achiziționat în anul de grație 2009. Acum un secol, practic, evident, un om serios nu iese pe stradă cu o mașină din 2009. Asta numai în România se mai poate întâmpla și cu atât mai mult un Audi. Ce rușine! Zici că avea Volgă din 1948. Mă rog, n-are bunuri imobile pe numele său, deși tradiția în România către asta tinde. Ababei a contractat ca tot prost în 2007 pe 15 ani un credit, și evident în franci elvețieni, de 86.800 și alte două credite în valoare de 48.000 de lei. În 2013 a câștigat ca ofițer de poliție sfânta sumă de 88.000 de lei, iar soția acestuia, să rămână doamnă, tot ofițer de poliție, pe ăștia măcar i-am înțeles, suma de 51.000 de lei. Totdeauna ne întrebăm, dar oare ce poate să vorbească ăla pe care noi nu-l știm, că noi nu o vedem decât pe ea? Mereu asta a fost dilema bărbatului inteligent. Ce poate să vorbească ăla de oare acasă pe asta? Ce poate să vorbească cu ea? Uită-te puțin la ea. Bun, acum am înțeles. Deci el era polițist, ea era polițistă. E clar aici. Comisarul șef Roberto Ștefan Ababei, deci etiopian doar după tată, cum ar veni, 43 de ani, deci poate să ne spună unchiule nouă, este directorul general adjunct al Poliției Capitale din februarie 2013, anterior fiind șeful Poliției Sectorului 2. L-am identificat așadar pe Ababei, călare pe Baobab, dacă vreți, între aprilie 2010 și februarie 2013 mânca sarmalele lui Onțanu. Onțanu era acolo la datorie. Cel mai bun bucătar al Bucureștiului gătește nemaipomenit. Cred că după ce îl vor înhăța, va avea și el o emisiune la TV. Cu siguranță un post de televiziune va oferi o emisiune de gătit. Digi Cooking, de exemplu. Primarul, fostul primar al sectorului 2, gătește pentru dumneavoastră. Și o să facă ăla la 8 dimineața, la cât o să-i pune emisiunea, da? Va face sarmale. Sarmale pentru toate gusturile. Sarmale cu de toate. Până când se va ajunge și la sarmalele cu scoarță de copac. Acum avem un filmuleț, tare mi-a fost milă când am văzut-o, pe frumoasa doamnă Alina Gorghiu, blocată pe centură, ce urât sună. Doamna Gorghiu, într-adevăr, echipată de iarnă, o să vedeți, era într-un pelerinaj cu bătaie mai lungă, nu se ducea la Iași, că n-are ea treaba acolo electorală momentan, se ducea să facă un pic de curățenie pe plan intern, adică era în inspecție, se ducea spre Mehedinți, după aia în Caraș-Severin și apoi o lua spre Maramureș, ca Vitoria Lipan, un drum lung ăsta, Dumnezeu știe dacă va ajunge vreodată și pe ce drumuri. Din Caraș-Severin să te duci în Maramureș, într-adevăr, este ca și cum ai lua-o la picior spre Kazahstan. Dar haideți să o vedem un pic pe doamna Gorghiu, prinsă în trafic, pe centură, ca o doamnă isteață ce se află, nu ne-ar fi dat niciodată prin gând așa ceva, ea s-a filmat. Deci, înseamnă că avea timp. La un moment dat că am ceva cu ponta, n-am nimic cu ponta, n-am nimic nici cu cenea DNR-ul. Însă un vinovat trebuie să există pentru că astăzi de vreo oră jumătate stau pe amărâta asta de centura Bucureștiului care e praf și pulbere. Credeți-mă că orice bucureștean și cred că orice om care trece pe aici în tranzit și rămâne blocat în trafic cu orele, ar prefera să vadă o centură normală și să voteze guvernul ăla, cred că 10-20 de ani la rând. Primul guvern care va reuși să pună pic vecina DNR și să facă... E superbă. E prima femeie frumoasă și inteligentă care se filmează într-o astfel de ipostază. Au mai fost multe înaintea ei, dar
ori nu îndeplineau una dintre condiții, ori nu le îndeplineau pe niciuna. Da? Ei aș arăta că tot am încheiat-o cu biciu. La bici era doamna Gorghiu când i-am tăiat piuitul. Un ziar din Iran. Uitați cam cum apare un ziar la ăștia. Și ăștia sunt cu biciu, doamna Gorghiu. Ăștia ar fi făcut centura Bucureștiului dacă dumneavoastră reclamați. Mă rog, ca femeie, sigur n-ați fi avut așa de mare succes. Dar dacă reclama ăsta de jos. Făceau din seara respectivă până dimineața, era gata. Nu le trebuia 25 de ani. Un ziar iranian. Țara de unde România aduce curmale, atenție. 99% dintre curmalele care intră în România sunt din Iran. Împotriva, de asta vorbesc, împotriva recomandărilor Uniunii Europene care nu face business cu această țară. Ok, pe vremea lui Ceaușescu noi aduceam curmale din Irak. Adversarii iranienilor, uitați-vă puțin acolo ce oază frumoasă, de acolo strâng ei curmalele. Țară imensă, aproape 2 milioane de kilometri pătrați. Aha, Iranul, tată, leagănul civilizației. E, astăzi suntem departe de toate astea. Îi vedeți aici cum trec? Oh, ce imagine frumoasă! E, uite, asta e o poză pe care o putem trimite și pe Marte. Așa arată începuturile terorismului pe Pământ. Dacă le trimiți o poză de genul ăsta, să știți că așa arată Iranul. Ăsta e drumul spre Waziristan. Uite, înălțimea, 4500 de metri undeva. Să duc așa într-un convoi. Acum, sigur, din când în când mai cu o bombă. Americanii au lăsat-o mai ușor. O să mai bombardeze și rușii. Am mai bombardat cine? Numai piatră. Piatră, tată, acolo nu miști. Asta apropo de biciu doamnei Gorghiu, ce drăguță era, îmbrăcată de drum lung, așa ați văzut, de lucru. Era într-o ținută de lucru, doamna Gorghiu. Doamnă, să știți că vă doresc să deveniți la un moment dat primul ministru și poate chiar mai mult în această țară, dar să ne povestiți un pic și de tovarășul Frunză Verde, dacă ajungeți la Caraș. Lăsați-o cu ponta. Povestiți-ne un pic, dacă tot sunteți în pelerinaj acolo, pe diagonală cu Iașu, spuneți-ne și două vorbe numai când ajungeți acolo, ca să știm, să stăm liniștiți că ați ajuns. Că-i drum lung. Două vorbe și despre cum merg lucrurile la tovarășul Frunză Verde. Atât am vrea să știm dacă se simte bine, da? Să n-aibă și el vreo gaură cum avea Nicușor Constantinescu. Da? A fost operat, cine e un pic milă de el. Dragi prieteni, 7000 de locuitori, comuna Schellenberg. Ce? Am fost emoționat astăzi când am auzit că nu departe de această localitate mi-am petrecut o mare parte din copilărie. Pentru noi ardelenii Schellenberg nu înseamnă niște terenuri vândute cu milioane de euro, că acolo noi știm foarte bine, terenurile nu valorează nimic. Bă, deci nimic. Zero este totul. E bine, aici a câștigat Mihai Viteazul la 1599 faimoasa bătălie de la Schellenberg împotriva cardinalului Bathory. A? Se pare n-importă chi. Deci asta este o pagină importantă din istoria României, poate mai puțin pentru mitici. Da, pentru ardeleni, da. 1599 colegul Uzgonea, da? Câștiga la Schellenberg, apropo. 7000 de locuitori sunt astăzi acolo și cica un oficiu de cadastru. Schellenberg este unit cu Sibiu astăzi pentru că boom-ul ăsta imobiliar, care este cea mai mare mafie, cum ar fi spus și răposatul Vadim, din România, la imobiliarele astea, ci încă o dată, nu valorează nimic. Cum să dai, mă, boule, milioane de euro pe un teren la Schellenberg? Deci în anii 80, dacă te duceai acolo, creștea numai papură. Deci nu există, mă, ce-s astea? Să sunt niște tâmpenii de zici că stai la Londra. S-a dezvoltat Sibiu. Ce să se dezvolte, mă, Sibiu? Să sunt niște glume. S-a dezvoltat cu nimic. Ce a făcut Sibiu? Că are un centru care l-au bordurat acolo, l-au pietruit frumos, au vopsit gardul ca să se uite leopardul la el. Ce vorbe? M-au vopsit fațadele clădirilor în centru Sibiului și asta a fost tot. S-a extins cu nimic Sibiu. Sibiu este la nivelul anilor 80 și acum. E un oraș de provincie de care sibienii, adevărații sibieni, au încercat toată viața să scape, n-au neapărat fugind de el, că unde să fugă? Știau că lumea e foarte mică. Și în general, în limba sibiană, nu puteau să vorbească decât în Sibiu și în mărginimea Sibiului. Da? Și în zonele astea. Unde să fugă? În Venezuela? Dar ca idee, niciodată sibienii n-au dat doi bani pe toată zona aia, știm că, de fapt, în esență,
ea nu valorează foarte mult. E bine, acum aflăm că să vând acolo locuri, terenuri, căști, cum se spune prin zonă, la 114 milioane de euro. Și că este unul primar independent ăsta, oare ăsta știe de bătălia de la Schellenberg? Daniel Maricuța îl cheamă, n-are nume de sibian, așa, ăsta taie și spânzură. Ce glume sunt astea! Rechinii ăștia imobiliari, România nu face în întregalitatea ei 114 milioane de euro. Pentru ce să-ți cumperi un teren acolo? Ia iurea! Ce investitori străini? Păi Sibiu nu are investitorii pe care i-are al 17-lea oraș din Slovacia. Da? Spre ce vorbim, bă? Ce o glumă toată discuția asta. Și acum, sigur, au intrat ăștia acolo. Normal că oamenii s-au îmbogățit. Da? Au venit procurorii, sunt percheziții. Vorbea astăzi Duduia România despre Schellenberg, bă. De raza comunei Schellenberg. Stătea o corespondentă acolo, treceau tirurile pe lângă ea. Acolo toate casele sunt fisurate de la tiruri. Că așa e în satele din Ardeal. Casele sunt aproape de drum. Drumul n-a fost niciodată modernizat. Este tot mai aproape drumul de case. Camioanele sunt tot mai mari. Da, se transportă spre Olanda, spre Belgia sau invers, spre Turcia. Tot mai multe oi, tot mai multe confecții, tot mai multe produse de-astea perisabile și casele s-au fisurat toate de la tirurile astea care trec de decenii deja, așa că nu e util să stați cu microfonul pe marginea străzii sau a drumului, că nu s-aude nimic din cauza traficului infernal care este acolo. În rest, încoată, vă spun, e o glumă. Tot ce se întâmplă, toate terenurile astea cumpărate la prețuri uriașe, s-a plecat de la zero. Că am auzit-o pe una spunând, era din zonă, se vedea că avea accentul ăla de Sibiu, unic în România, și care spunea că ele s-au cumpărat pe câteva mii de lei. Mii de lei atunci, în anii 90. Evident, pe nu valorau nimic. Nimic. Și n-ar fi trebuit nici asta să valoreze absolut nimic. Ce să faci, mă, acolo, la Schellenberg? Da? Ce să faci? Ei bine, astăzi sunt sute de milioane de euro învârtite numai din această megalomanie, din această prostie uluitoare. Că... Și ăstora le-a dat cineva... Mi-a dat cineva nas. Nu se putea, mă, să crească boom-ul ăsta imobiliar. La noi toți oamenii de afaceri sunt constructori imobiliari. Asta înseamnă că nici măcar imaginație de afaceriști n-au avut. Că acolo nu-ți trebuia nimic, mă. Aveai un teren, pe dar în județul Sibiu era teren de cucerit cât în vestul Statelor Unite. Puteai să te duci oriunde la țară acolo să pui mâna pe un teren, să zici, ăsta e al meu. Și era teren pentru toată lumea acolo. Nu trebuia niciun pic de imaginație. Și trecea timpul, auzeai, citeai în ziare că a mai crescut prețul. Și la un moment dat venea unul și spune, cât dai bre pe ăsta? 100 de milioane de euro. Da? El nu valora absolut nimic. N-aveai ce să faci acolo. Toată lumea își făcuse casă, bun, plecaseră sașii, plecaseră țiganii, rămăseseră românii, se mai băteau între ei cu unii alții pe acolo, cu coase, cu furci. Viața era aceeași de la începutul secolului 20. Nu se schimbase cu nimic. Dintr-o dată au venit rechinii imobiliari peste ei și au zis, stați mă, că valorează casele astea nenorocite sute de milioane de euro. Și eu zic, încoate, este o mega glumă. Ce se întâmplă? Văd că se vorbește serios la noi. Bun, sigur, să-i salte pe ăștia ceva senzațional. Sumele scoase în numerar, depuse în conturile lui Maricuța. E ca în Gulliver și Piticii. A, unul mare care se plimbă pe niște case mici. Dar lumea fugea, mă, de zonele alea. N-a fi ce să stai acolo, tată. Nu se întâmpla nimic în zonele alea. Era mort totul. Ce imobiliar, mă? Ce Sibiu, mă? Te apucă și râsul când auzi sibienii. Sibienii trăiesc ca la țară și acum. Sunt blocurile alea în centru, două, trei cartiere pe la marginea orașului. Ce Sibiu, mă? Sibiu a rămas tot așa. Suflete de oieri. Da, de pe vremuri adevărații ciobani ai României, nu machidonii ăștia nenorociți de pe aici, da, cu brânza lor, nu vedeți că și aici e plin București numai de brânză de sighi. Mă, ăștia sunt. Ei sunt un burg dintre ăla, exact la nivelul burgului medieval, autentic, ăla din Europa Centrală. Sibiu e un oraș din Europa Centrală. Nu e o metropolă Sibiu. Ce afaceri să faci, Dumnezeule, dacă ți-ar fi spus cineva în anii 80... Hai, începutul anilor 90, că faci afaceri la Sibiu, îți venea să râzi. Ce afaceri să faci, bă, la Sibiu? La Sibiu te duceai ca la băi. Stăteai, nu s-auzea nimic, mă.
mai trecea câte un tramvai acolo prin Dumbravă. Era o liniște, dar ăla era Sibiu, trei mașini erau în tot orașul. Oameni liniștiți, mai auzea câte o turlă de aia de la biserică și atât. Atât, câte o mașină de cărat gunoiul pe acolo prin cartiere, pe la... Ce vorbești, mă? Marele oraș de afaceriști Sibiu. A vândut ăsta de sute de milioane de euro. În fine, haideți să ne întoarcem la mafioții adevărați, da? Nu la Sibieni, o să vorbim de Sebastian Ghiță, acuzat că ar fi interlop în PSD, n-am mai auzit de mult nimic de Ghiță, poate că ne răspunde. Sociologul Alin Teodorescu, deci nu ne-i ca nimeni, vorbește despre el, da? Sigur, înainte vom prezenta, numărătoarea inversă, când citești 1939, iei poziție de drepți. Uite-i, Europa înainte de al doilea război mondial, uite-l bă, tată, ăsta mai înspre mine așa. Uite ce bine pregătit era. Aici trecem direct la Kennedy. Interviuri, nu știu ce, viața mea cu John Fitzgerald Kennedy. Jacqueline, afacerea Edward Snowden, tinerelul ăsta, am înțeles că are și cont acum de Facebook. Așa, dosare KGB, noi știm și pe ăștia, îl știm pe mititelul ăsta cu mustață, uite-l. Uite-l, tată. Asta, nu știu, a luat un premiu Nobel, dar nu mai știu pentru ce. Și în fine... prietenul nostru, cu sărutul, Mihail Gorbaciov. Nu mai aude nimic, nici de Gorbaciov ăsta nimic. Colecția asta, Cronica, 5 volume, bună. De la războiul civil din Spania până la primul război mondial și Mihail Gorbaciov, 99 de lei. Textul litera la 1800. Hai să-i săltăm un pic pe nenii ăștia, că n-are niciunul fața lui Ghiță. Ne întoarcem după pauză. Ne-am întors în direct, o informație uluitoare vine dinspre uitatul, dar nu decedatul, Miron Cosma. A stat el 11 ani la pușcărie, după care 7 ani a avut interdicție prin măsuri complementare și asiguratorii să facă politică. Ei bine, toate astea sunt de domeniul trecutului, ca o întorsă la gleznă bine tratată. Aici înainte... Miron Cosma, 61 de ani, are planuri mari. Peste 4 ani va fi președintele României. Până atunci însă va candida pentru Camera Deputaților. Iată, ne-a informat oficial că începând cu ziua de 9 octombrie, Partidul Social Democrat al Muncitorilor este legal constituit. Așa că pomanagii din această țară care nu mai aveau un lider al lor, pentru că Becali a ieșuat în politică, Vadim a murit, Ghiță Funar a rămas practic fără obiectul muncii, e bine, iată că vine din urmă Miron Cosma, uitatul Miron Cosma, care va face senzație așa cum a făcut și până acum. Are însă o declarație pe care aș numi-o ușor euforică, domnul Herjeu. Ușor euforică, el spune cam așa. Ca să fac o paranteză, când m-am căsătorit cu Marinela Nițu, am zis că eu am 5 iubite și de curând mi-am luat și o curvă, pe care o consider tot iubită. Până aici, nimic ieși din comun. Luându-le în ordine, prima iubită e muzica, a doua floarea, a treia poezia, a patra marea și a cincea mașina, pe care am botezat-o Logana. Iar din data de 8 spre 9 octombrie 2015 sunt căsătorit legal cu curva, cu politica, se înțelege. Încă o dată, domnilor, pentru astfel de declarații, nici chiar noi nu putem să băgăm mâna în foc, probabil că cei de la publicațiile de satiră și umor, mai aveniți decât noi, vor cuantifica în zilele care urmează acest zăcământ extraordinar pe care, iată, îl descoperim între noi înșine, Miron Cosma. E, dacă nici de ăsta nu o să profităm, lele, atunci chiar că trăim degeaba. Deci un om de viitor, să tremure toți liberalii și toți pesediștii, că iată de unde sare iepurele. Elena Udrea sau Sebastian Ghiță, tot aia e, că vroiam să vorbim despre Sebastian Ghiță un pic, dar am ales să vorbim mai întâi despre Elena Udrea, care am înțeles că e în direct la RTV la ora asta. Deputat independent, dacă nu vă mai amintiți, susține că, mă rog, kafkian, susține de la Kafka, din Metamorfoza cu Gregor Samsa ăla. Țineți minte când l-au tot așteptat ai lui să iasă de sub canapea și până la urmă au dat cu papul cu... l-au omorât, l-au aruncat la coșul de gunoi și au ieșit după aia să se plimbe prin Praga. Și-au pierdut copilul. Dintr-o zi pe alta, pur și simplu, când a venit mama dimineața, l-a găsit transformat în scarabeu. El era om. E despre asta vorbește și Elena Udrea, adevărat, cu cuvintele ei. Condițiile din Beciu domnesc.
erau gândaci, se adunau cu sacii, nu cu plicul, în arestul Poliției Capitalei. Aici, doamna Udrea, care are simțul umorului și scrie chiar mai bine decât Traian Băsescu, când acesta este răstit la toată lumea, scrie foarte bine Elena Udrea, are aici un umor involuntar de 24 de carate. Când spune sacii, e vorba de sacii lui Sorin Oprescu. Când spune plicul, e vorba de șpaga tradițională în Beciul Domnesc și în Primăria Capitalei, șpaga cu plicul, cum ne-am obișnuit cu toții. Deci erau gândați, se adunau cu sacii, nu cu plicul, în arestul Poliției Capitale, iar în martie, când se încălzise, pusesem 30 de capcane în toată camera, cameră de 9 metri pătrați, vă reamintesc, pentru că intrau gândași de 10 centimetri, cred că n-are o problemă doamna Udrea, 10 centimetri ar trebui să fie cam așa. Mă, mie mi-e un pic mai greu totuși să măsor, care se urcau pe pereți și se urcau și în pat. Hai, de asta au fost măsurați atât de lezne. Îmi amintesc că într-o noapte pe la 4, pentru că totuși aveau ceas, aveau lumină, aveau un laptop, altfel de unde să știi că ești la 4. Mă rog, deci într-o noapte pe la 4 ne-am trezit, am crezut că este un șoarece care a intrat în cameră. De fapt era un gândac uriaș care intrase într-o capcană și se plimba cu capcana prin toată camera. Deci era ca viezurele lui Adrian Năstase. Că și-l-a atras după el capcana pe la Corbu, pe acolo, Corbu sunt aia cu inundații. La Cornu. A tras capcana după el prin toată curtea. Am cerut capcane pentru că nu ne puteam lupta cu gândacii, a declarat Elena Udrea, de zici că astea sunt povești venite din Afganistan. La soldații care stau pe acolo, bine, doamnă, că nu l-ați citit pe Kafka, că într-adevăr v-ar fi pus și mai mult în gardă, n-ați fi zis că e șoarece. N-ați fi zis la 4 dimineața, ați fi spus exact că e scarabeu ăla, că și ăla a fost, e un scarabeu imens. Ce mi-aduc eu aminte acolo, era imens. S-a făcuse din om dita mai scarabeu, l-au băgat într-o cutie. Țin minte, mare era, cam așa. Cam așa era, nu știu dacă aici sunt mai mult de 10 centimetri, nu? Vreo 30 de centimetri avea Samsa când s-a făcuse scarabeu. Asta e. Bun, haideți că până la urmă ajungem și la Sebastian Ghiță, că am înțeles că a ieșit doamna Udrea de la RTV. Bun, Alin Teodorescu, la care totdeauna ne-am uitat, n-aș spune ca un scarabeu, Patapievii se uita la mitică Dragomir ca la un scarabeu. Nu, ne uitam în orice caz ca la o insectă, greu de descifrat, la domnul Teodorescu. A fost consilier al lui Bombonel, poate și de asta. A fost deputat PSD. Ce spune el? Că în partid, deci atenție, în partid, nimic nu detestă mai mult decât propozițiile care încep cu partidul. Partidul Comunist Român, partidul nu știu de care. Da? În general cu partidul. Steagul partidului, deci toate astea. Secera și Ciocanu, Ion Iliescu, toate astea, la noi toate încep, toate propozițiile încep cu partidul. Nu, după 25 de ani, firea al dracului să fie de viață, va avea dreptate bietul Maciș, bă. Bă, viața asta e un căcat, bă. Deci noi la 25 de ani de la Revoluție începem propozițiile tot cu partidul, bă. Hai, ai, 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 dacă ați fi avut un pic de umor, domnul Teodorescu, evident că nu-l aveți. Nici nu vă lăsa să intrați în PSD dacă aveați umor. Deci în partid erau câteva linii, zice el. Linia Rebenciuc, mă rog, acum e linie moartă. Acum toată linia Rebenciuc este la Ghiță, zice el, care a zis că își dă demisia din partid, dar nu și-a dat-o. Mă rog, toți și-au dat demisia și nu și-au dat-o. Cu mafioți finanțați din contracte de stat, nu faci politică, a spus Teodorescu. Păi numai cu ăștia faci politică. Dacă nu faci cu ăștia, cu cine faci? Întreba dacă acum există o singură linie, linia Ghiță, adică linia Maginot. Practic, sociologul a răspuns. Un singur cerc de interlopi sprijiniți de instituții ale statului. Un singur cerc sau un singur cerb? Mie îmi sună mai bine cerb. Un singur cerb. Uitați-vă câți absolvenți ai Academiei SRI sunt membri în guverne. Ne înspăimântați, domnul. Ne înspăimântați, domnul Teodorescu. Sunt doctor SRI făcuți foarte repede. Dar să sperăm că Liviu Dragnea are putere. Votul de duminică îi dă o legitimitate să se bată cu acești interlopi. Nu poți să le spui altfel. După care, dar probabil că era în necunoștință de cauză domnul Teodorescu, l-am informat noi, el ăsta nu e statul islamic. Nu, e el. El consideră că dacă scapă de condamnare și dacă va conduce bine partidul până în noiembrie 2016, Liviu Nicolae Dragnea
va fi un bun prim-ministru. Bravo, finalul e bun, domnul Teodorescu, finalul e bun. V-am fi arătat și prima pagină din evenimentul zilei, să știți, dar a venit astăzi plină de gem, de marmeladă, cum spunea ieri Marian Vanghelie, doar nu o să ne apucăm la anii noștri să facem marmeladă. Ne ocupăm și noi de ce știm mai bine, da? Adică de administrație publică, de jurnalism, de televiziune, de satire, nu, marmeladă nu facem nici noi. De asta nu putem să vă arătăm evenimentul zilei de astăzi. Agenția Națională de Integritate a constatat că 32 de moluri, 32 de actuali sau foști parlamentari, mă scuzați, printre care Kelemen Attila și Mădălin Voicu, da, și Mihăiță Calimente, zis Soumi Finland, așa, au fost în conflict de interese, bine spus au fost, nu mai sunt. Așa, pentru că și-au angajat rudele Nora, în cazul lui Mădălin Voicu, dacă nu știați, la birourile parlamentare. Acum stați un pic, ăsta e deputat de Mureș, Kelemen Attila, stă la 17 km de Târgu Mureș. Și-a angajat soția ca șofer, mă, ca să-l ducă la aeroport, la Târgu Mureș sau la Cluj, pe zloata aia. Știți ce înseamnă să stați la 17 km de Târgu Mureș să mergeți la aeroport? Înseamnă să vă sculați la 2:30. Păi atunci la câte Cluj, mă? Ca să ajungi și tu la 4, la Vidrasău. Și să iei avionul ăla în care geamurile sunt deschise până la București. Deci uite așa stai. Uite așa tremură în ATR-ul ăla, că la 4:30 pleacă de la Târgu Mureș ca să ajungă la 6 la București. Uite așa tremură. Și angajase soția. Dar atenție! Pe Kelemen Attila nu poți să-l acuzi de nimic pentru că este discriminare. Da? Și conflict de interese? Păi e discriminare, nu? Și la Mădălin Voicu la fel. Și ăsta e discriminat. Evident, noroc că s-au prescris. Noroc că s-au prescris pentru că aceste fapte se întâmplau acum mai bine de 5 ani. Deci să tot angajezi Nora. Ha? 5 ani dacă trec, tragi de timp 5 ani și după aia ești liber. Pe mâine seara.